Probabil ați văzut deja de prin afară că au apărut review-urile pentru Asus Zenfone 3. Eu am în mână însă Zenfone 3 Deluxe, care este... Îi spun că este singurul telefon și primul telefon din lume care nu are antene vizibile. Și așa este. Acesta este Asus Zenfone 3 Deluxe și pot să spun de pe acum că este o bijuterie. În primul rând este foarte ușor, foarte subțire, 5,7 inch în diagonală. Sincer, pare a fi un telefon de 5,2 pentru că marginea este extrem, extrem de subțire. Construcția este completă din aluminiu și, într-adevăr, pe spate nu se vede nicio urmă de antenă. Asta pentru că cel mai probabil antenele sunt pe partea din față, aici sus și pe marginea de jos. Un lucru interesant este că are 6 GB de RAM, 256 de GB de stocare, ceea ce este absolut incredibil. Sincer, nici nu cred că ai nevoie de card microSD, nici nu cred că are și la această capacitate nici nu prea mă interesează. Bine, un lucru ar putea să vedem aici, avem la memory 1 giga folosiți, ceea ce înseamnă că mai rămân aproape 4 care pot fi utilizați pentru aplicații. 5,6 giga total, bănuiesc că 0,4 giga îi folosește pentru sistemul de operare, exact cum scrie, sistem desert. În medie se folosesc 37%, mai avem liber 3,5. Foarte frumos. La capitolul stocare, acesta este modelul de 64 de giga. Dar, după cum am zis, avem și varianta de 256. Să vedem dacă avem ceva informații despre baterie. Nu ne spune. Mănuiesc că undeva la 3000 de mAh pentru a susține un ecran atât de mare. Ecranul este Full HD, nu este QHD ca la Galaxy S6, S7, Note 7, însă sincer nici nu vezi diferența. Este un ecran foarte bun, cu luminositate și contrast foarte bune și îmi place foarte mult această margine aproape invizibilă. E ca și cum ai ține mână un S7 Edge, în aceeași senzație. O altă chestie interesantă este că este primul procesor de tip S821, cred că este un Snapdragon 821, 2,4 GHz. Asta înseamnă că este un procesor cu 4 nuclee. Și dacă până acum s-au făcea telefoane cu display de tip IPS, acum avem un Super AMOLED. Acesta este, va fi, într-adevăr, modelul premium a celor de la Asus și mă aștept să-l vedem la noi în țară, poate ceva mai târziu decât Asus Zenfone 3. Așteptăm acum și un preț pentru el. So I can tell you prices for Germany, and there will be two configurations. So one will be for the A20 Pro CPU. So currently this is the A21, with a 256 gigabyte memory, and there's another smaller version with the A20, as I said, and also 6GB RAM, but 64. Yeah. And the two versions will be 699 and 849. 849, okay, thank you very much. These are only German prices. Only German prices. So other European countries might have different prices or different SKUs. I'll mention that. Thank you. Așadar, am aflat și prețurile. Varianta cu procesor Snapdragon 821 va fi 849 de euro în varianta cu 256 GB de stocare și 6 GB de RAM. Iar cel mic, cel cu 64 de giga, va avea un procesor Snapdragon 820 și va fi 699 de euro. Acestea sunt prețurile pentru Germania, dar este posibil să le vedem la aceleași prețuri și la noi în țară. Acesta este așadar Zenfone 3 Deluxe, o bijuterie de telefon cu specificații, dar și cu o poziționare de preț premium.